primarul ăsta cam populist face o întreagă regie la live-urile lui, numai ca să creadă lumea că el e în direct. Nu știu de ce și-a luat telefonul în buzunar și după aceea are de gând să apară în fotoliu și adică participă la transmisiune live interactivă cu publicul lui. După cum vedem, are pe biroul lui la spate două poze chiar cu el, deci e cam narcisist. O venit și-a luat telefonul cu mănuși. Își bagă mănușile și masca în pungă. Dar au venit întâi și-au luat telefonul. Are două camere cel puțin, e aparatură serioasă. Conform datelor, a fost la ora 11, el la ora 11 intra în birou, până atunci a fost în teren. Joi 23 aprilie. Când era pe masă, telefonul nu-i suna, cum mai face notificări când e în buzunar? La valiera ai pornit. Totul e regizat. El de dimineață cred că a făcut câteva duble acolo până să intre în direct. Mai important e ce arată el în clipurile sale propagandistice. După introducerea asta cu multe oftaturi și pauze, își bagă imagini cu realizările lui. Și imaginile sunt la fel de regizate ca și live-ul ăsta în care vine și ia telefonul. Ia uitați-vă, câți oameni stau la dispoziția lui, plătiți din bani publici, aliniați ca la armată, ca să-și facă primarul spectacolul. Au folosit și dronă. Oamenii au fost adunați toți într-o intersecție. Puși să mărșăluiască ca la război. Toți dau cu fum, dau cu spray, unul după altul. Absolut aberant și idiot. DF, inițialele numelor lui. Ia uitați-vă, pune mască și o poartă pe gât. Prin fața lui trec oameni fără măști, dar care dau cu spray, care cel mai probabil nu-i sănătos. Și uitați-vă, dă unul după altul. Absolut idiot și aberant. Totul pentru spectacol. Pentru spectatorii ignoranți. Trec 30 de oameni și toți dau în toate părțile cu spray. Sectorul are sute, mii de hectare și ei merg pe o singură stradă, într-o singură intersecție. Au făcut băltoacă deja de spray, de dezinfectant din ăsta, ca să-și facă Daniel Florea spectacolul. Ia uitați-vă. Și din urmă, ăsta dă cu spray și din urmă vine altul și mai dă o dată cu spray și al treilea vine din urmă și dă cu spray. Absolut idiot. I-au adunat și pe ăștia noaptea, ca probabil să prinde străzile goale, și i-au adunat în centru, lângă Academia Militară, când garajul lor e hăt în marginea orașului. Deci pe toți și mașinile astea autospeciale, pe toate le-au adunat lângă Academia Militară pentru spectacolul lui, ca să filmeze, să stea ăștia toți în poziție de drept, să filmeze armata, în ce a băgat el banii. Și în ce a băgat banii, iată, o oră, două, oamenii ăștia au stat să pozeze ca să-și facă primarul spectacolul, ca să apară și el în cadru, de data asta cu mască. Cât au așteptat, s-a făcut noaptea, s-a întunecat, dar au prins și ceva spray, da? Au dat unii peste alții,
Pentru că sigur că da, acolo e mama COVID-ului, în piața aceea din fața Academiei Militare, unde nu vine nimeni. Da, toate piețele, că acolo se face uneori piața agroalimentară, în piața aceea nu vine nimeni, că piețele s-au oprit astea agroalimentare. Pentru ce ați dat cu spray acolo? În scara blocului, aici dau unii peste alții, dau spray. Bine, să admitem că ei fac teste acum, să vadă cum merge aparatul. Dar pentru ce trebuia să vină toți în piață, în fața Academiei, pentru spectacol, ca să-și filmeze bossul clipul propagandistic? Absolut idiot, unul după altul, da? Deci, de câte ori dai ca să se vadă că a trecut cu spray pe acolo? A murit și mama COVID-ului dacă era pe acolo. Și care 1200 de cereri, probabil pretinde că sunt 1200 mesaje pe WhatsApp. Eu am trimis e-mail cu un semnal important, grav, în sectorul 5 și de o lună n-am primit răspuns. E-mail la adresa oficială a primăriei și el pretinde că o să le răspundă oamenilor la cele 1200 de mesaje? Un demagog și un mincinos. Oameni buni, e o capcană pentru ignoranți. Nu putem să trimitem... Încă un clip propagandistic. Tavanele cel mai important să le dai cu spray, pentru că acolo se așează COVID-ul. La ora primarului. Și dacă ajunge vreun copil cu mâna pe tavane, nu? Care vă spune exact ce trebuie... În loc să aibă grijă de balustradă, maxim pereții unde ajunge omul cu mâna, ei stropesc... Dar am zis că... Absolut idiot și irresponsabil tavanul. Trimiteți, știu eu... fotografie în scara blocului. Câți dintre voi ați avut astfel de vizitatori? În scara căror blocuri au fost astfel de dezinfectatori? Ia uite, și sub scară bagă. De naștere, da? De că dacă intră cineva acolo. Dumneavoastră, și atunci e mai ușor. Inclusiv acolo pe strada Urnova. Sunt încă o scenă cu masca pe barbă. Exact cum trebuie purtat o mască, nu? Chirurgicală. Pe barbă. De 20 și de primarul trebuie să le spună ce trebuie să facă. Oamenii nu știu... Nu sunt meseriași ăștia care au fost adunați la turma acolo ca să stâlp, facă defilarea asta de bloc. Neroadă și să dea cu pulverizatorul unul urma altuia. Probabil galbene, că să adune la distanță. Vânturile, urmele. Încercăm să pentru ce era necesară defilarea asta într-o intersecție? În când ritmul în care tot sectorul, să nu mai fie tot cartierul, fiecare bloc în parte avea nevoie de, ia uitați-vă, copilul în față trece fără mască. Și administrația și cetățean. Și ăștia dau cu spray. Sunt 4.000 de coșuri noi pe care le-am pus în ultima perioadă în sector. Sunt și primarul fără mască și pe care le-am dat. Puștiul cela fără mască. Trebuie doar folosite. Cu toate acestea, cred că este evident că este mult, mult, mult mai curat în sector. După 15 mai vom relua distribuirea de pubele. Este foarte greu în această perioadă. Imaginez cât de poluat e acum în sector cu dar după 15 mai vom relua distribuirea de pubele. Dizolvant iar de cu atâta dezinfectant împrăștiat pe toate străzile, toate spațiile verzi, dezinfectate de 1000 de ori pe același loc. Și tot sectorul rămâne pentru toate infectat. Societățile comerciale din sector. Urmând soluție de avare, primăria se conduce de aici. Bineînțeles că răspund în măsura în care cel pot, mai grav e aici. Și om. Trece mai când departe a început pentru să că, împartă bucate. Vă rog, fiecare să aveți aducă problemele, mâncare rezolvăm. Cu sloganul lui de campanie, dar, cu inițialele numelor că lui nimeni de rea și cu sloganul lui de campanie doar fapte. Totul printat, multiplicat ce din bani publici. Ceva cu parcul de primarul ăsta, de uitați-vă, fără mască, în contact direct, la distanță mai mică de un metru de copii, încercăm de oameni. Încercăm să găsim soluții pentru a putea să el împrăștie COVID sau niște, ia de la unii și dă la alții. Uitați-vă ce aglomerație de oameni acolo. Și polițiștii locali care îi se subordonează stau alături și nu zic nimic. Foarte greu să găsim... Aici o acțiune de PR foarte politic irresponsabil și o acțiune de sfidare a ordonanțelor militare înguste, de prevenire a răspândirii COVID. E primarul ăsta ca și cel din sectorul 3 trebuie parcare, amendat. Am găsit niște pentru că uitați-vă ce face. Și el fără zone mască unde putem să facem și oamenii fără măști pe și stau toți îmbulziți
au venit să-și ia pomană. Și uitați-vă, și oameni de afaceri și tot felul de gospodari au venit să-și ia pomană de la primărie. Primăria trebuie să-i hrănească pe toți sau totuși pe unii care nu-și permit? Această vară deja să se vadă modificările pe care... E noaptea minții, nu degeaba s-a întunecat și ecranul la ei. Avem o idee, pentru că e o zonă foarte, foarte... Diminare se pare toată acea intersecție frumoasă unde este statuia lui Tudor Vladimirescu. Facem la Calea Rahovei cu trafic greu, Progresului, facem la intersecția unui doar fapte neroade. Cu trafic greu. Am făcut la intersecția lui Puchen cu Rahova, lângă piața Rahova, am făcut la intersecția doar fapte idiote. Cătaru Preda cu pe locul ăsta Calea nu merge Rahovei. Nimeni pe am jos. Pentru ce trebuie dezinfectat aerul în locul ăsta? Muleștiul, Ferentariul și acum lucrăm de ce să arunci pe tramvai? De ce să arunci pe camioanele acelea dezinfectant? Pe copaci? Pentru ce? Pentru vrăbiuțe? Instalația de apă? Pentru săracii porumbei care s-au speriat? Pentru ce risipa asta de dezinfectant? De e la fel de idiot ca și primarul Mutu în sectorul 6 care a dat cu apă oxigenată din elicopter. E la fel de irațional, risipă de bani publici. Am văzut cu chioșcurile de flori. Le instalăm pe măsură ce vor fi... Se laudă că a făcut curat în Ferentari. Dar de ce la sfârșit de mandat? De ce a ajuns în halul ăsta sectorul pe care el l-a guvernat nu mai era funcționat 4 ani? Nici sistemul de apă. Până acum de ce n-a făcut curat? De ce acum aș face imagine cu chestii reale pe care trebuia să o facă din prima lună? După ce de ce a ajuns aici, în halul ăsta acolo să văd sectorul Ferentari? Dacă au început chestiunile preliminare pentru a putea să refacem în totalitate instalațiile de acolo. Vă mulțumesc! Ne vedem săptămâna viitoare, joi, la ora 11, din nou. Atenție că săptămâna viitoare, joi de la 11, primarul vine cu o nouă doză de propagandă și dovadă filmată a risipei de bani publici în interesul lui de clan și electoral. Opriți-l, oameni buni, măcar la alegeri, opriți-l!